părăsim pentru o vreme lumea adulților și ne îndreptăm către un muzeu inedit. În orașul Târgu Secuiesc, o pasionată a creat un rai al copiilor, populat de aproape 1500 de păpuși. Este un loc iubit și de părinți, care au bucuria de a găsi aici obiecte și amenajări care le amintesc de propria copilărie. Sunt impresionat de colecția dumneavoastră de păpuși. Nu știam că există în România, într-un singur loc, atât de multe păpuși. Cum v-a venit ideea să strângeți această colecție? Din 2010 am început colecționarea de păpuși cu 6 păpuși. Într-un an am strâns 175 de păpuși. Într-un singur an? Da. Cum ați reușit să strângeți atât de multe păpuși într-un timp atât de scurt? Am început la târg de antichități și la magazin de antichități. Da. Și am făcut o cameră de epocă și am decorat casa. Am făcut prima expoziție cu 175 de păpuși. În 2012 am mutat aici cu 300 de păpuși. De atunci, în fiecare an, câte 100 am mărit colecția și de 5 am promovat pentru turiști și pentru copii. Câte păpuși aveți în prezent? În prezent 1400. Wow, 1400 de păpuși! Galeria de păpuși este organizată în 5 camere tematice, cu nume inspirate de reacțiile pe care le-au avut copiii atunci când au pășit pentru prima oară în acestea. În ce cameră ne aflăm noi acum? În camera Olga, am dat în onoarea soacrei mele. Descrieți-ne ce fel de păpuși se află în această cameră. Păpușile sunt în mai multe stil, în mai multe epoci. Da. Aici avem păpuși celebre din filmul Stăpânii Inelelor. Interesant. Văd că e acolo Frodo, îl recunosc. Diana. Da. Cathy și Williams. Aha. Shirley Temple. Păpușam. Da. În Rocky Victorian Dolls. Păpușile. Care sunt păpușile în rochii victoriene? Ăsta. Cele de aici? Da. În rafturile mai sus sunt în rochii de epocă, în au niște rochii foarte elaborate. Da, care acum nu cunosc copii, că am făcut mai mult pentru copii. Și când intre, atunci sunt fascinat și de rochile, vestimentația și părul, cum au purtat. Să mergem să vedem și camera următoare. Bine. Ne aflăm în camera magică și păpușile unde stăm acum sunt din corund achiziționate și este în port maghiară, Țara Călatei. Și văd că le-au și un mobilier al lor. Da, am decorat cu mobilier, cum sunt pictate acolo multe culori. Am o păpușă foarte rară. 1927 a fost produs. A fost produs 57 de bucăți și în lume acum a rămas 45. Unul am eu. Istoria păpușilor este una foarte complexă. Primele exemplare au fost confecționate în antichitate. Erau făcute din piatră, lemn sau pânză și folosite pentru ceremonii religioase sau practici oculte. Mult mai târziu, în secolul al XVI-lea, au apărut primele păpuși care aveau doar rol decorativ. Aici, în galerie, puteți vedea păpuși confecționate în Ungaria, Statele Unite ale Americii, Japonia, Germania, Africa, iar din România sunt așezate la mare cinste vestitele păpuși Arădeanca. Mare parte din exponate sunt în serii limitate și au o valoare foarte mare. Acum vă invit la camera Nostalgie, unde toți ne aducem aminte de copilăria noastră, parfumul casei. Îmi recunosc casa, așa cum era decorată. Pentru părinți, bunici. Da. Și aici sunt păpușile Arădeanca din anii 1959 până în prezent. Am
Înțeles. Eu oricum recunosc foarte multe obiecte pe care le aveam. Radio cu pick-up, vestitul televizor diamant, peștele care stătea pe televizorul nostru, așa, tradițional, în vremea comuniștilor, balerina. Foarte multe obiecte care mă strânesc amintire din perioada anilor 80. Aici aduceam aminte de copilăria noastră. Da. Văd că mai aveți și vestitul telefon cu disc. Da. Tot roșu aveam și noi. Fără wifi. Foarte frumos. Păpuși. Oho, văd că aici aveți o reproducere a unei bănci de școală primară. Da, anii 80. Da. Într-o astfel de bancă am stat și eu. Probabil că foarte mulți dintre telespectatori au stat în bănci similare. Păpușile sunt îmbrăcate tematice, cum a fost moda vremii, anii 80-90, da. Și culorițele, la grădiniță cum am umblat, șoimii, pație, pionier, acolo cum au îmbrăcat elevii în clasa noua. Văd că aveți și poze din filmul liceu. Da, am pus... Oana Sârbu, Ștefan Bănică, când erau mici. Toate decorurile Tamara Buciuceanu. Da, am făcut cum a fost în anii 80. Poftiți în camera de vis. Aici am primele 6 păpuși vintage din anii 1980. Acestea sunt printre primele păpuși pe care le-ați avut? Da. Am o păpușă celebre Barbie, da. 1959. Din primele ediții de Barbie? Din primele, da. Păpușile cu chip bebe. Aici când intră o fetiță vrea să mângâie, să ia în brațe, să meargă cu cărucioarele, caută chipurile lor sau al mamei. Aici toți copiii sunt fascinați, toți copiii vor o păpușă. Colecționarea de păpuși este o pasiune inedită care te poate ajuta să cunoști mai bine anumite perioade istorice și mai ales cum arătau și se îmbrăcau oamenii în acele timpuri. Am ajuns în camera de epocă, ultimul cameră, camera, cum spune fetițele, camere de basm. Aici am două păpuși foarte cunoscută, a 1949, reproducție, Armand Maser, și sunt în rochii de epocă, dantelată, rochiile cu pălării. Am înțeles că în această cameră sunt cele mai valoroase exponate cele ale dumneavoastră. Cele mai valoroase exponate, da. Iar păpușile despre care vorbim, din ce material sunt confecționate? Din ceramică, corpul lumeguș. Foarte interesant. Deci, așa se îmbrăcau femeile la 1840, în Franța. Da. Niște păpuși foarte interesante sunt aici și în spatele nostru. Păpușile Alberon, producătorul, și este o colecție întreg, Henric al VIII-lea și 6 neveste și 2 fiici. Care... A avut 6 neveste? Da, Henric al VIII-lea, da. Din ce sunt făcute aceste păpuși? Tot ceramică. Am înțeles. Și ele sunt valoroase? Sunt valoroase, da. Am dat pentru colecție asta în jur de 2000 de euro. Aici mai sunt prințesele, regele din basm, de aia și spunem camera de basm. Când intră copiii și fetițele, fiecare fetiță vrea o rochie prințesă. Arăt o poză valoroasă care a fost vândut la o casă de licitație în America, care a fost vândut cu 270.000 de euro. Este cea mai scumpă păpușă? Din lume. Din lume. Din lume, da. Și când a fost făcută această păpușă și din ce material era? Este păpușa cu 100 de ani de vechime, din porțelan, accesorii din argint sau aur. Păpușile se împart în două mari categorii. Cele cu rol decorativ mai valoroase, care au fost create doar pentru a fi colecționate, expuse și admirate, și cele mai puțin valoroase, destinate jocului.
Aici, în Galeria Olga, se pot vedea multe feluri de păpuși aduse din toată lumea și fabricate din tot felul de materiale. Porțelan, plastic, cauciuc, lemn și hârtie. Dacă îi veți trece pragul, cu siguranță veți regăsi și ceva din propriul dumneavoastră suflet de copil.